5 decembrie. Sfântul Sava cel Sfințit. Fericitul copil Sava, mergând în mănăstire, a luat chipul îngeresc. Fiind atunci abia de 8 ani și, viețuind acolo, a învățat de grabă psaltirea și celelalte sfinte scripturi și sporea în fapte bune. Patriarhul avea o soră cu numele Esihia, care viețuia despre Dumnezeu. Aceea a căzut într-o boală grea și, sârguindu-se doctorii mult ca să o vindece, nu sporeau nimic. Atunci patriarhul a rugat preasfântul Sava să vie în casa celei bolnave și să facă o rugăciune pentru dânsa. Iar el venind, a însemnat prebolnavă cu semnul crucii de 3 ori și îndată s-a sculat sănătoasă, slăvind pre Dumnezeu. În această zi sunt feriți copiii de a mânca fructe, obicei rămas instinctiv din povestire, că sfânta s-a abținut chiar de la mâncarea unui măr pe care l-a călcat cu picioarele, zicând: frumos era la vedere și dulce la mâncare rodul ce m-a omorât. În această zi, spun bătrânii locului, se iau 3 lumânări de ceară curată și se pun la icoana sfântului. Când cineva aiurează, e bolnav sau are friguri, se aprind pe rând aceste lumânări, astfel încât din fiecare să pice 3 picături de ceară. Picăturile sunt luate cu grijă și puse sub perna bolnavului.